considerat alternativă pentru uleiul de floarea soarelui, cel de măsline, nu ar trebui să lipsească din nicio bucătărie. Folosit de secole în zonele mediteraneene, acesta reușește să dea savoare oricărui preparat, dar poate fi utilizat și în scopuri medicinale. Este singurul ulei vegetal care poate fi consumat neprocesat și previne afecțiuni frecvente, precum bolile cardiovasculare sau diabetul de tip 2. Beneficiile uleiului de măsline sunt recunoscute încă din antichitate, când măslinele erau simbolul păcii și al gloriei. În prezent, medicii și nutriționiștii recomandă uleiul de măsline extra virgin în orice dietă sănătoasă, deoarece deține importante proprietăți nutriționale benefice pentru buna funcționare a organismului. În primul rând, este o sursă bogată de grăsimi mononesaturate și de antioxidanți. Potrivit studiilor, uleiul de măsline previne apariția bolilor de inimă prin scăderea nivelului de colesterol rău, în timp ce crește nivelul de colesterol bun. Totodată, este foarte bine tolerat de stomac și previne apariția ulcerului gastroduodenal și a gastritei. În același timp, stimulează secreția bilei și a hormonilor pancreatici într-un mod mai natural și mai eficient decât medicamentele. Prin urmare, scade incidența apariției calculilor biliari. Ateroscleroza, caracterizată prin rigiditatea arterelor, apare atunci când particule de colesterol rău se fixează în pereții arterelor. În timp, aceste particule se dezvoltă și îngustează vasele sangvine, crescând activitatea inimii în încercarea de a trimite sânge oxigenat în întregul organism. Supra-solicitarea poate cauza infarct miocardic sau accident vascular cerebral. Oamenii de știință au identificat în uleiul de măsline un compus numit oleuropein, care previne oxidarea acestui colesterol rău. Astfel, înlocuirea grăsimilor din dietă cu uleiul de măsline previne hipertensiunea arterială și reduce riscul unui atac de cord. De asemenea, consumul de ulei de măsline este asociat cu scăderea numărului de trigliceride, iar cantitatea ridicată de grăsimi monosaturate ajută la stabilizarea nivelului de zahăr din sânge. De asemenea, acest tip de ulei este o sursă importantă de vanadiu, un mineral mai puțin cunoscut, care contribuie la stabilizarea glicemiei. Sunt cel puțin 3 motive pentru ca pacienții cu diabet să-l consume. Atenție însă, uleiul de măsline virgin și cel extra virgin sunt cele mai bune alegeri pentru a beneficia de toate aceste calități nutriționale. Ele ar trebui consumate crude, în salate sau în supe creme, în timp ce doar cel rafinat este potrivit pentru gătit.